Suntem martori ai curajului poporului ucrainean care rezistă acestui război purtat împotriva sa de către Federația Rusă. Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, va fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, datorită curajului și implicării de care a dat dovadă în ultimele 23 de zile, de când țara sa este bombardată de către Rusia. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Membrii Parlamentului European și foști oficiali mondiali s-au adresat Comitetului Nobel cu o scrisoare, potrivit alfanews.ro. Asistăm la curajul poporului Ucrainei, care a îndurat acest război dezlănțuit împotriva lor de către Federația Rusă. Bărbați și femei ucrainene, curajoși, luptă pentru păstrarea democrației și a autoguvernării. De la președintele recalcitrant ales democratic al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, bărbatului care, cu lacrimi în ochi, își a rămas bun de la familie pentru a lupta pentru țara lor, au declarat membrii Parlamentului European. Un număr record de 343 de candidaturi au fost propuse la Premiul Nobel pentru Pace în 2022, anunță Institutul Nobel Norvegian, în timp ce războiul domină actualitatea mondială. Numărul candidaturilor, mai mic decât cele 376 de propuneri din 2016, include 251 de persoane și 92 de organizații, anunță Institutul, iar numele candidaților rămâne secret timp de 50 de ani. Termenul limită de depunere a candidaturilor de către câteva mii de persoane abilitate să le depună, parlamentari și miniștri din toate țările, foști laureați și unii profesori universitari, a fost la 31 ianuarie. Ofensiva Rusiei în Ucraina a început după acest termen, la 24 februarie, însă războiul poate influența lista candidaților, în contextul în care cei 5 membri ai Comitetului Nobel au posibilitatea să prezinte propriile propuneri în cadrul primei reuniuni care a avut loc în această săptămână.